Bună tuturor și bine ați venit sau revenit la mine pe channel. Numele meu este Lucia Maria Sandalovski, sunt hairstylist de meserie, mă specializez în transformări de look, în colorimetrie, adică de la roșcat la blond, de la brunet la blond, de la roșcat la brunet și așa mai departe. De asemenea, mă specializez și în extensii, indiferent de lungimea părului natural. Dacă doriți să-mi vedeți munca, să știți că am o pagină de Instagram unde postez regulat toate transformările de look pe care le fac pe cliente, dar și pe mine, de ce nu, vă invit să mă urmăriți și acolo, pentru că acolo postez ceva mai des. Am și o pagină de TikTok, acolo nu sunt foarte activă încă, deși mi-am pus în plan. Astăzi vreau să vorbim despre un subiect foarte important. Nu cred că multă lume pune acest subiect în discuție, deși este foarte, foarte esențial pentru părul nostru. Ce facem cu părul nostru în vacanță? În acest clip vom vorbi despre cum putem să ne îngrijim părul în vacanță, astfel încât să nu se degradeze. Faptul că ne putem încurca părul, faptul că putem avea extensii în păr și atunci putem să afectăm și extensiile, dar și mai grav, părul nostru. Însă, nu trebuie să ai părul vopsit neapărat ca să fie degradat în razele UV. Aceste sfaturi pe care vi le voi da sunt valabile pentru un spectru larg de tipologii ale părului, adică textură, creț ondulat, drept, subțire, des, extensii, păr decolorat, culori speciale, cum ar fi roșcatul, blondul și așa mai departe. Toate aceste sfaturi sunt valabile pentru toate tipologiile de păr. Și nu trebuie neapărat să fim în vacanță să luăm în considerare aceste sfaturi. Consider că aceste sfaturi sunt valabile și pe parcursul verii, pentru că tot se apropie sezonul. Suntem în mai, iunie, iulie, august. Lumea se duce la piscină, lumea stă la soare și atunci și părul poate fi degradat. În primul rând, vreau să precizez faptul că razele UV nu afectează numai pielea. Afectează și textura părului, afectează și culoarea lui. Până și un păr natural, virgin, nevopsit, ever, poate fi afectat. Și ați văzut, pentru că își modifică nuanța, cum ne dăm cu SPF, protecție solară pe piele, așa ar trebui să aplicăm și pe părul nostru cu protecție termică. Eu în salon, de exemplu, folosesc protecția termică de la Fanola, pentru că dă și luciu, hidratează. Ei bine, la plajă nu aș folosi protecția termică de la Fanola, pentru că este uleioasă. Și ce se întâmplă atunci când peste cuticula părului este aplicat ulei și expus la soare, părul nostru se prăjește. Devine o mică omletă, ceea ce mă duce la următorul subiect. Atunci când ne ducem la plajă sau stăm la soare, vrem să ne dăm cu ulei, să ne bronzăm și ne mai atingem pe păr. De fapt, ne atingem pe păr cu multe alte lucruri, nisip, clor, apă, apă sărată, apă cu clor, etc. De aceea va trebui să ne prindem părul astfel încât părul nostru să nu atingă uleiul. Da, sigur, apa va atinge părul, însă părul este prins și astfel nu se încurcă. Este foarte important să nu lăsăm părul nostru să se încurce. Pentru că dacă intrăm în apa aceea sărată și părul nostru este liber, șansele ca el să se încurce devin foarte mari. Și atunci când apa sărată se usucă cu tot cu părul nostru, va fi foarte greu să-l descurcăm. La descurcare, la pieptănare de fapt, ne putem degrada părul. Practic, cam orice ne poate degrada părul dacă nu executăm anumiți pași corect. Până și pieptănatul. De aceea, recomand să avem o perie wet brush la noi. Cu
cu această perie putem să ne pieptănăm pe păr chiar dacă este umed. De aceea și numele o recomandă, Wet Brush, și am mai vorbit despre această perie. Vedeți că această perie are perii dubli. Doar cu această perie trebuie să ne pieptănăm. Da? În general, dar mai ales la plajă. Pentru că acești perii sunt creați astfel încât să nu pună tensiune nici pe rădăcină, dar nici pe lungime și descurcă foarte ușor. Chiar și atunci când este umed, atunci când părul este cel mai fragil, practic. Deci eu am folosit doar acest wet brush pentru descurcare, a fost salvarea mea, mai ales pentru că am extensii, dar repet, este marketată ca și cum ar fi o perie de extensii, însă nu este doar pentru extensii, din punctul meu de vedere este o perie extraordinară și pentru copii care nu suportă pieptănatul, dar și pentru adulți care nu suportă pieptănatul. Persoane care au părul creț, persoane care se confruntă cu păr tes, care se descurcă greu, dar și pentru persoanele cu părul super subțire, care se încurcă repede. Deci acest wet brush este absolut necesar în kitul dumneavoastră această vară sau această vacanță. Spuneam că trebuie să ne prindem părul. Ei bine, varianta mea preferată au fost codițele împletite. De ce? Pentru că aici, în zona cervicală, la ceafă, nu se încurca părul. Aceste elastice micuțe, cu acest elastic, îmi făceam două codițe împletite și le strângeam la bază. Țin să menționez faptul că nu foloseam acest elastic ca să-mi fac un coc sau o coadă. Doar codițe împletite, pentru că dacă mi-aș fi făcut o codiță până aici de sus, să trag acest elastic până jos, mi-ar fi rupt părul, care este sensibilizat de apă și soare. Mie îmi plăceau cele transparente și mi-am luat o grămadă din ele ca să-mi fac două codițe. Numai așa mă duceam să înnot. Poate că sună dubios pentru voi, însă veți vedea care este diferența între un păr despletit, indiferent dacă este până la nivelul umerilor sau mai jos de atât, mai ales dacă este mai lung, veți vedea care este diferența între a-l purta liber, înotând, și a îl împleti. Este o mare, mare diferență, pentru că părul este sensibil și se poate încurca în apă. Dacă nu sunteți fan înot, tot vă recomandă să vă prindeți părul, pentru că, cum spuneam, se poate atinge de ulei, se poate îmbâxi, se poate arde în combinație ulei de corp, creme cu soare, și atunci putem folosi această clemă, răsucim și cu această clemă ne prindem părul la spate. Ok? Și avem și o coafură interesantă, fashion, fashion, ok? Acum, mai avem și varianta cocului. Nu vi-o demonstrez, că toată lumea știe cum să-și facă un coc. Însă, de data aceasta, cu un elastic de satin sau mătase. Foarte important, satin sau mătase, pentru că atunci când ne prindem părul mai de sus, elasticul de mătase sau satin nu ne trage de păr atunci când vrem să îl scoatem. Deci nici nu ne rupe părul. Mai departe am vorbit despre cum să ne prindem părul în cazul în care înotați, mai ales dacă înotați în apa de piscină care are mult, mult clor, atunci vă recomand să aplicați un strat protector de mască. Nu trebuie să fie cea mai fancy mască, dimpotrivă, trebuie să fie o mască hidratantă. Din comerț, chiar nu contează care, pentru că veți vedea, veți avea nevoie de o cantitate destul de mare, pentru că ea se diluează cumva în apă, dar creează un strat care protejează părul de apa clorului. Este posibil să fie nevoie să o reaplicați, mască, să o aveți la voi undeva în geantă. Când ieșiți din apă, mai desfaceți codițele împletite, le lăsați să se zvânte și înainte să intrați din nou în apă, mai aplicați o dată, astfel încât să vă protejeze părul de apa
clorului în special. Apa sărată nu este chiar atât de dăunătoare părului, însă în combinație cu ceilalți factori, precum soarele și așa mai departe, poate să fie afectat. Pentru blondele mele, să știți că vă va afecta extrem, extrem de rău apa de piscină, părul. Poate să-ți transforme părul blond, acea culoare la care s-a muncit enorm, poate să-ți transforme părul blond superb în verde. De asemenea, vă puteți imagina ce se poate întâmpla cu părul roșcat. Nici brunetele mele nu sunt foarte ferite, că zice, am părul brunet, nu-i decolorat, arată mai sănătos, este mai sănătos. Dar, ce se întâmplă atunci când porți o cămașă neagră sau o haină neagră în soare? Exact, atrage căldură și mai multă. Simți că-ți frige capul. De aceea ai nevoie de protecție termică și părul strâns. Repet, toate aceste sfaturi trebuie să fie aplicate indiferent de culoare sau textură, indiferent de faptul dacă ai extensii sau nu. Trecem mai departe! Niciodată să nu ne culcăm cu părul umed și putem profita de temperaturile înalte pe care le avem vara sau în vacanță pentru a minimiza folosirea căldurii pe păr, cum ar fi feonul sau peria sau whatever. Putem să lăsăm părul să se zvânte și să se usuce în mod natural, iar seara, neapărat super important, aplicăm ulei ser. Eu l-am folosit pe cel de la Kerastase. Acest videoclip nu este sponsorizat, eu vă zic exact ce am făcut în vacanță pentru mine și părul meu. Pe site-ul Notino am găsit niște seturi complete de vacanță. Travel size, adică până într-o 100 de mililitri de produs. În acel set găsiți tot ce aveți nevoie. Blond Absolute, acesta este șamponelul, este super, super mic, dar vedeți că încă mai am produs. Acest set a venit împreună cu balsamul, însă l-am terminat și aveam balsam, acest șamponel și acest ulei. În 3 săptămâni atât s-a dus din el. Însă am zis să-l încerc și pe celălalt. Din gama lor Soleil, Bon, Express Soleil, nu știu franceză, vă rog să citiți dumneavoastră în cazul în care știți. Setul violet îl recomand persoanelor cu părul decolorat sau care a fost decolorat sau care este blond. Setul de la Kerastase roșu, pe care nu l-am folosit atât de mult, am considerat că cel violet este mult mai potrivit pentru mine, însă setul de la Kerastase l-aș recomanda pentru mai multe tipologii de păr. În setul roșu aveam un spray cu protecție termică care protejează termic părul, dar și culoarea, are un strat protector. Bineînțeles, a venit și cu balsam. Sunt 3 produse în setul Travel Kit de la Kerastase, pe care l-am luat de pe Notino și acum știu ce o să-mi ziceți. A, Lucia, dar Kerastase, e scump. Știți că pe acest channel nu punem preț neapărat pe produse fancy și cât mai scumpe. Aici promovăm produse sustenabile, la preț bun, calitative și la un preț bun. Da? Deci acest travel size kit, deși este profesional, deși este Kerastase, eu l-am luat la prețul de 150 de lei. Cu 3 produse, da? Deci, super, super bun. Și vedeți, am mult păr, cel puțin acum, pentru că am și extensie, este lung, foarte sustenabil. Mi-a plăcut enorm acest șampon Kerastase. Și setul cel roșu a venit în această geantă drăguță de plajă. Mi-a plăcut foarte mult. Să pot așa poșetă fancy, ok? Cei de la Moroccan Oil iarăși aveau un set complex cu 1, 2, 3, 4, 5 produse, 4 pentru păr. Unul dintre produse cred că este o cremă de mâini sau de piele, dacă nu mă înșel. Am mai încercat să... Scuzați, o să-mi scârție scaunul. Am încercat să caut și alte branduri, însă nu am găsit foarte multe branduri care au acest concept de travel kit. Travel kit-ul, pe lângă faptul că poți să
mergi cu el pe aeroport, este suficient încât să-ți ajungă pe o perioadă de timp în care ai concediul respectiv și cu această ocazie poți să mai încerci și alte produse, nu trebuie să fii neapărat în vacanță. Mi-aș dori ca și mai multe branduri profesionale să scoată genul acesta de kituri. Cei de la Moroccan Oil au într-adevăr un set mai complet, pentru că acolo întâlnim și ulei și mască și balsam și șampon și cremă, însă brandul Moroccan Oil nu este pentru toată lumea, este creat sau mai bine spus compatibil cu un păr cu tendință uscată și pentru un fir gros, deci în niciun caz pentru un păr pisicos. Toate produsele menționate sunt bune. Ideea este să-ți cumperi un set compatibil cu părul tău. Sfatul meu ar fi să dați un Google search în care să căutați exact așa set travel sau traveling pentru păr. La secțiunea cumpărături, Google-ul vă va da o grămadă de variante. Mie mi-au atras atenția acestea 3. Mulțumesc mult de tot pentru vizionare. Dacă aveți și alte întrebări, vă rog să îmi lăsați în comentarii mai jos și de asemenea, dacă aveți idei noi de clipuri în care doriți să vorbesc despre ceva anume, la fel m-ar ajuta enorm. Vă pup! Și ne auzim în următorul clip. Bye! Bună! Eu sunt Boris și astăzi este canalul meu. Vă voi explica cum să vă îngrijiți blănița asta superbă pe care o am și de ce nu să vă cerșesc un subscribe, pentru că așa fac toți influencerii aceștia pe YouTube. Bye bye, everybody!